O delegație de sindicaliști din cadrul Federației Naționale Mine Energie, condusă de Marin Condescu, poartă discuții cu ministrul economiei Adrian Videanu. Întâlnirea a început la ora 17 și are drept principal punct pe ordinea de zi modul de constituire a companiei Electra. Inițial, sindicaliștii doreau să discute cu ministrul de resort în cursul săptămânii trecute, însă acest lucru nu a fost posibil. Sindicaliștii vor să discute cu ministrul economiei despre bugetele societăților care intră în componența noii companii energetice naționale, bugete care nu au fost aprobate până acum. De asemenea, delegația, în fruntea căreia se află Marin Condescu, va pune în discuție și organigrama noii companii, precum și contractul colectiv de muncă din cadrul Electra.